Bine te-am regăsit la o nouă activitate. Astăzi ne-am propus să discutăm despre comunicare. Vom recapitula puțin comunicarea, comunicarea nonverbală și cea paraverbală. Așa cum bine ți amintești, comunicarea reprezintă un proces important de menținere a legăturilor. Majoritatea vorbitorilor înțeleg cuvântul comunicare ca pe un schimb de mesaje, idei Impresii între două sau mai multe persoane. Scopul comunicării este cel de informare, motivare, convingere, instruire sau chiar încurajare. Obiectivul comunicării este de a crea modalități prin care mesajele să fie auzite, citite, înțelese și acceptate. Componentele comunicării sunt, așa cum bine știi și tu, emițătorul, receptorul, canalul și mesajul. În timpul vorbirii, noi comunicăm și cu ajutorul altor semne. Aceste semne le facem în mod conștient sau chiar inconștient. Deci, comunicarea este arcătuită și din elemente nonverbale și elemente paraverbale. Să revedem puțin elementele nonverbale. Expresia feței ține de comunicarea nonverbală. Aici avem zâmbetul, încruntarea sau o grimasă anume. Gesturile. Adică mișcări ale mâinilor și corpului făcute pentru a explica sau pentru a accepta un mesaj verbal sunt și ele elemente nonverbale. Un element nonverbal este poziția, atitudinea corporală. Un alt element nonverbal este contactul vizual. Contactul vizual este foarte, foarte important. E important, atunci când comunicăm, să privim persoana de lângă noi în ochi și să discutăm în acest fel. Contactul corporal e și el foarte important. Avem aici, de exemplu, îmbrățișarea și strângerea de mână. Să trecem la elementele paraverbale. Elementele paraverbale sunt variații ale vocii, ale ritmului vorbirii. Reprezintă pauze în comunicare, accentuarea unor cuvinte prin tonul vocii. În minutele următoare îți propun un exercițiu. Pentru a realiza acest exercițiu vei avea nevoie de încă cel puțin doi colegi. Așa cum spuneam, acest exercițiu are nevoie de prezența cel puțin două persoane în afară de tine. Pe foi mici de hârtie trecem sarcinile. Sarcina de mai jos, de exemplu, roagă ceva, cere scuze pentru o vină anume, întreabă ceva, râs de cineva, nu accepta ceva, refuză să accepți ceva anume, cere ceva ce-ți aparține, mulțumește pentru ceva, ai grijă de cineva, alină pe cineva sau laudă pe cineva. Jucătorul, adică cel care va extrage sarcina, are dreptul să folosească vocea, mișcarea, gestul, mimica, contactul vizual, dar ca de obicei nu va comunica verbal. Sarcina lui este să joace atât de bine și inteligibil încât noi, ca spectatori, să deslușim conținutul temei. Dacă modul de prezentare este clar și lizibil, jocul se poate încheia. Jucătorul va obține punct. În schimb, dacă avem dificultăți cu descifrarea, jucătorul poate consulta un participant, care, la rândul lui, îl poate ajuta în două moduri. Fie să-i dea un sfat, fie să joace împreună cu el. Am ajuns la final. E rândul tău acum să creezi jocuri în care să folosești limbajul non-verbal și paraverbal.